Bonjour! Este a doua zi full de Mallorca, asta înseamnă că avem alte activități. Am venit la safari, cred că mă vedeți într-o parte că v-am pus pe mașină. Am venit la safari și după mergem în Cuevas del Draco, cred că așa se numesc dacă nu mă înșel. Sper să pronunț corect. Vrem acum să vedem care este treaba la safari. Am văzut că este cumva un obiectiv turistic. Eu nu sunt neapărat de acord cu animalele ținute, știți voi povestea că v-am povestit și la elefanți, dar vrem să vedem care este treaba la safari. Este primul safari la care eu merg ever în viața mea, n-am mai fost până acum. Din câte am înțeles, se merge cu mașina, acolo este intrarea pe partea aia și scrie animale periculoase, avem și un cățeluș aici, best friends cu el, o să vi-l arăt imediat și pe el. Din câte văd acolo, biletul este 19 euro de persoană, 12 euro pentru copii, 19 euro adulturi. Hai să vedem, despre ce e vorba. Aici se poate merge și cu trenulețul, ăsta este trenulețul care te duce în safari și văd că e așa ca o cușcă, însă noi am ales să mergem cu mașina. A, și poți să închiriezi și mașina din asta, de la ei. Aia cu zebră e mașina lor. Dar cred că se joacă mereu așa. Da, cred că se joacă, sincer. Gata, suntem pregătiți. Ce cum stă căprioara aia acolo sus? Căprioare, drăguțe, drăguțe! Antilope, cervicapra. Cum? Cervicapra. Blackback. Și acolo e un rinocer. Wow, cât ești de frumoasă! Cobolecve. Trăiesc în mlaștini și în suprafețe ușor inundate. Wow, și copitele lor sunt alungite ca să nu se scufunde în noroi. Și înoată foarte bine și se folosesc de apă ca să scape de predatori. Acolo este. Stă la umbră, vezi? Uh-huh. Chileanu. Unde sunt flamingo? Mamă, ce frumos stau! Wow, ce drag... Da, se duc la tren toate, că văd că vine trenul. Uite acolo, un baby maimuță! Toate maimuțele sunt acolo la tren. Vai! Ce știu! Ai, se mișcă codița. Oh. E un puiuț mic. Vezi cum doarme, zici că-i nubii, iubi. Într-o parte. Uite cum stau zebrele acolo la umbră. Asta este trenulețul pe care îl puteam lua. A, dar uite, aveau geamuri. A, nu, și gratii aveau în spate. Hello, antilopelor! Sunteți cele mai drăguțe! Și acolo sunt maimuțele. Mie de maimuțe mi-e frică oricum. Ne-au zis când am intrat în safari să nu oprim la maimuțe. Nu așa ne-a zis? Da. Probabil să nu oprim, să nu le dăm ceva de mâncare sau ceva. Cum merge maimuțe ca aia cu copilul acolo pe spate? Am ajuns la girafe. Ce faci tu, mănânci aici? Frumusețe. Opa! Era să calci tu. Am ajuns la Cuevas del Drac, unde este cel mai mare, unul dintre cele mai mari lacuri subterane din lume. Din câte am înțeles, poți să intri și să te uiți, să... Credeam că vorbesc cu mine. Să intri și să te urci în bărcuță și să mergi acolo pe lac. Vedem acum ce e înăuntru. Oricum, ideea este că de la safari, să știți că am ieșit cu un gust amar, foarte amar. Partea de safari a fost cât de cât ok, să zicem. V-am zis de la început că nu știu dacă îmi place neapărat, nu sunt
neapărat de acord cu modul ăsta și cu turismul ăsta în care să te uiți așa la animale. L-am luat și noi că era cumva de bifat acolo, dacă tot am ajuns aici. Și eu am crezut, iubitul meu a mai fost la safari undeva în Anglia și mi-a spus că e foarte frumos și că animalele sunt lăsate libere și sunt și lei și tot felul. Bănuiesc că safariul respectiv era mai mare, dar aici, în Mallorca, dacă safariul era doar safari, doar partea de safari, era bine și cumva rămâneam cu un gust bun sau cu o impresie bună. În schimb, am rămas cu un gust amar pentru că după partea de safari este și o parte de zoo cu animale închise în cuști. Nu v-am mai arătat oricum că n-avea rost, dar erau săracele maimuțe, mai bine, nu știu. În fine, cam asta a fost. Erau maimuțe, erau căprițe, dar cel mai milă mi-a fost de maimuțe pentru că și tot cățărau acolo și se vedea că nu erau. Și era și un elefant. Și după ce am fost în Thailanda și am văzut povestea elefanților, că era chiar un elefant asiatic, nu un elefant african, și știu cât de inteligenți sunt, cum trăiesc, ce obiceiuri au, chiar m-a întristat foarte mult pentru că era un elefant singur și stătea singur acolo la el în încăperea respectivă, graj, nici nu știu cum să-i zic, locul respectiv, și nu mi-a plăcut. Am zis, hai să merg și la safari să văd cum e, dar nu. Animalele ar trebui să stea la ele, de-aia se numesc wildlife, să fie în libertate. După ce am avut experiența asta la safari, mergem la Cuevas del Drac. Eu sper că zic bine, deși cu siguranță nu pronunț bine. Atât costă biletul, 17,50 € pentru adulți, și am luat aici și un pliant din acesta în care să vedem ce se întâmplă de fapt. Aici putem lua bărcuța, știți că vă spuneam mai devreme, și avem și un concert clasic undeva aici în zona asta unde vedeți bărcuțele astea de aici. Și uite, aici este orarul, din oră în oră se intră la peșteră. Oricum, turul durează cam o oră, cel puțin așa am înțeles. Este complet la ora 13, noi am apucat la ora 13. Și am înțeles că sunt 17 grade înăuntru, așa că o să mă duc la mașină să-mi iau o bluză, că eu sunt îmbrăcată de plajă. Am venit la mașină să-mi iau bluza asta pe mine, pentru că eu am plecat croită că mergem la plajă astăzi. Și mergem și la plajă, dar dacă tot era peștera asta în apropiere, am zis hai să o bifăm și pe asta, că poate nu mai ajungem în zona asta. Gata, mi-am luat de îmbrăcat, hai să mergem, că la 1 începe turul și mai sunt 15 minute. Asta este coada pentru intrare în peșteră, e destul de aglomerat. Și ați văzut că era completă grupa de la ora 1. Și mai e acolo, dar sunt eu mică. Am stat și am citit broșura asta și intrarea se face pe aici, pe la 1. O să coborâm niște scări, după care aici la 2 sunt băile Dianei, așa se numesc. 4 este un castel, 5 este o formație de... Am uitat! Snowy Mountain aici la 5, adică se scurge calcarul din pietre în timp ce plouă și pare că sunt ninse aici pe vârf. Ajungem aici la 7, unde se află lacul și putem să ne uităm și la un concert clasic care durează vreo 10 minute. Este cântat de 4 oameni. Putem să luăm bărcuțele de aici, după care ieșim pe aici pe la 8. Și peștera datează încă din 1338. Cel puțin atunci au fost descoperite primele dovezi ale existenței ei în documente. Cam atât despre peștera asta. Hai să o vedem. Mă ia claustrofobia pe mine deja. Acolo este un pic de lac. Dar să știți că nu-mi dau seama care sunt formațiunile respective, poate încă nu am ajuns la ele. Cred că aici sunt băile Dianei, sincer, unde este lac. Aici sigur sunt băile Dianei, de fapt. E foarte frumos, dar pe cameră nu cred că se vede la fel de spectaculos. Hai să mergem mai în față să vedem. Vreau să vă arăt cum este tavanul.
are numai stalactite, micuțe așa. Și pe aici trecem și am ajuns unde oare? Oh, ce frumos e aici! Aici apa este atât de curată că se vede tot pe fundul lacului. Vă dați seama că e filtrată printre roci. Am înțeles că este plasată doar la 25 de metri sub pământ, dar nu sunt sigură dacă am înțeles eu bine sau nu. O să verific informația asta pe Google, dar aici n-am nicio șansă că nu e semnal. Ce frumos este și aici și cred că aici vedeți mai bine tavanul. Este plin, plin de stalactite mici. Și noi trebuie să mergem pe acolo. Peștera este lungă, are 1300 de metri, un kilometru și un pic. Nu știu dacă auziți, dar începe și concertul. Și uite aici e o bancă, se așează lumea. S-a terminat concertul de muzică clasică, dar bine, concertul în sine a fost frumos, dar domnii de aici au fost, ne-au stins luminile și ne-au spus de la început, n-aveți voie să filmați, n-aveți voie să înregistrați, iar eu încă aveam lavalierele pornite, vedeți cum se vede, și aveam camera oprită și a tot venit, punea lanterna pe noi, mi-am oprit lavalierele, în fine, a fost stresant din punctul ăsta de vedere, adică nici nu te puteai bucura de cele 10 minute de muzică, că venea și punea lanterna pe tine. Acum văd că toată lumea se înghesuie la bărci, noi cred că o să mergem pe jos totuși. Cum facem? Mergem pe jos? Da, sau mergem pe jos. Pe lângă lac, că e foarte multă lume care se înghesuie. Toată lumea se duce și se înghesuie acolo la bărci. Aici este amfiteatrul unde am ascultat muzică clasică și ca să faceți o idee cam ce s-a întâmplat, bărcile, cum este barca de acolo, erau luminate și erau cântăreții înăuntru. Și aveau și instrumentele luminate, se vedea frumos, ținând cont că tot era în întuneric și acolo unde sunt luminile aprinse, tot, absolut, era întuneric total. Frumos momentul, dar foarte stresant paznicii de aici, care, v-am zis, puneau lanterna de fiecare dată când vedeau ceva că se aprinde. Și cu barca ne duce de aici doar până acolo, unde sunt oamenii la începutul podului acolo. Vreau să vă arăt cât de limpede este apa și ne-a zis că aici are 5 metri minim adâncime. V-am spus, nu, că este printre cele mai mari lacuri subterane din lume. Asta este lacul. Acolo mai sunt bărci care așteaptă oamenii să se ducă. Aici iarăși vine o barcă. Iar noi mergem către ieșire. Ce frumoase sunt stalactitele astea. Atât de mici și multe și uite una mare aici. Să știți că e frumoasă peștera asta. Se mai duce o barcă după încă o tură de oameni. Să știți că această călătorie cu barca este inclusă în prețul biletului. Dacă vrei să aștepți după toți oamenii, sunt vreo câteva sute, cred că vreo 200 de oameni care intră într-o tură, într-o oră de vizitat. Și gata, ieșim din peșteră. Mai avem câteva scări de urcat. Am ieșit din peșteră și am coborât aici în port și căutăm ceva să mâncăm. De data asta ne dorim să mâncăm și noi bine, așa că ne bazăm pe review-uri, nu ne ducem în locuri unde nu am văzut review-uri. Vedem dacă găsim ceva bun, bun. Ia uitați ce frumoase sunt casele alea acolo sus. Mie îmi place foarte mult asta albă cu roșu și asta galbenă. Super! Oh, și cealaltă de lângă cea galbenă. A venit și mâncarea, mi-am luat un calamar cu cartofi și ne-am luat și paella. Yummy, yummy, poftă bună! Poftă mare, mamă, dar chiar că e multă! Și asta este vederea pe care o avem de aici, de la restaurant. Iar eu sunt după două pahari de sangria. Dacă vi se pare că vorbesc prea mult, e de la sangria. Am fost să mâncăm și am stat și un pic la plajă și ne-am întors după mașină și erau porțile de acolo, cred că le vedeți, închise acolo. Dar ne-a dat drumul domnul de acolo. E parcarea goală, că s-a închis la peșteră la ora 7, nu iubi? Da.
La 5 s-a închis. La 5 s-a închis? Ultima intrare, deci la 7. Și acum e 7, nu? Da. Vai. Mai sunt, mai e o mașină aici, o mașină aici. Păi ai mașina noastră. Și mai e o mașină aici, da. Mașina noastră, mai sunt două. Ne-am recuperat mașina, mergem acum la Cala. O Cala. Una dintre cele multe pe care le avem scoase. Unde mergem? Am ajuns în Calador, suntem încă pe vizitat și pomul acesta e în mijlocul străzii. Vedeți? Și aici cât e de mare. Ne ducem acum în Calador, coborăm înspre mare. Wow! Ce frumușel e aici! Vedeți că se poate merge, se poate merge pe potecuță. Și direct în mare. E foarte frumos. Și acum ne oprim aici să facem câteva poze, să testez și eu blitzul pe care l-am luat cu mine în vacanță. De asta am și așteptat să se facă un pic întuneric ca să vedem cum ies pozele. Deși după o zi de plajă nu mai am față de poze, dar e ok, poate totuși va ieși ceva, dar e atât de frumos aici. Foarte frumos. Mie îmi place foarte mult la oriunde, de fapt, cu ieșirea la mare, pentru că simt că mă încarc așa cumva. Mi se pare că îmi dă numai energie bună. Schimb obiectivele, bag și blitzul, mă pun aici în acțiune și ne auzim un pic mai târziu. Reporterul vostru de serviciu vă zice că e foarte fain aici în Calador. Am făcut poze. Ne-au aproape ieșit pentru că am uitat obiectivul de poze acasă. Nu știu cum l-am uitat. Și acum tot dăm aici ture și e plin de restaurante și e foarte frumos, foarte frumos. Și am văzut un bar unde fac cocktailuri foarte, foarte mari și toată lumea bea așa dintr-un vulcan. Singura problemă e că toată lumea e drăguță, că s-a aranjat pentru seară, iar noi suntem de după plajă. Ne-am așezat aici la cocktailuri, se cheamă Tutti Frutti, unde stăm să bem și ne-a dat din astea de gât și a venit la noi și a zis aloha, aloha! Și astăzi este seara tropicală. Dar iubi, cum a zis, că este... Nu au un meniu, ei au în fiecare seară diferite băuturi, nu? Ok. Amestecă diferite băuturi în fiecare seară. Astăzi este Tropical Day. Și ce e interesant e că oamenii beau, dar nu pot să-i filmez, vă dați seama. Beau din niște recipiente așa foarte interesante și au un pai lung, 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 lung. Dar o să ne aducă și nouă și o să vedem. Wow, astea sunt ale noastre. A non-alcoholic there. Thank you. Gracias. Da! Cocktailurile noastre. Woohoo! Chiar sunt curioasă ce gust au acum, la cât, ce mult show au făcut. Și sunt și papagali aici, apropo. Vreau să vă arăt cât de lungi sunt paiele astea. Hai să vedem cum este. Da, eu nici nu pot... A, gata. Și nu au fost atât de scumpe cocktailurile astea, mai ales că ni le-au prezentat aici și ne-au adus cu artificii, zici că suntem la loft. Au fost 32 de euro ambele. Cel cu alcool a fost 18 euro și fără alcool 14 euro. Thank you.
un al studia, sper că așa se pronunță. Am venit încă de dimineață și am găsit un studio foto unde poți să faci poze, uite, Game of Thrones, dar găsim multe ele faine pentru petrecerile de burlăcițe sau de burlași cum am fost noi. Ia uitați. Vă dau costumații, tot felul, din astea de cabaret. E super fain. Mă gândeam că ar fi o idee faină de ca amintire pentru petrecerea burlăcițelor. Chiar îmi place și așa arată studioul foto. Hai să intrăm un pic să vedem. Ia uitați-l, aici e Game of Thrones și peste tot în alt ce colț se pot face poze și acolo în spate face cineva deja poze. Mi s-a părut interesant. Așa se numește Vintage Photo. Noi ne tot plimbăm pe aici, pe străduțe. Am plecat încă de dimineață, dar este atât de cald și vrem să bifăm astăzi toată zona asta de nord. Ne ducem imediat în Polența, după care ne ducem la Cap de Formentor, bifăm tot nordul. Uau, ce drăguță e asta cu Frida Kahlo. Ia uitați aici, e drăguță. Uite ce am găsit drăguț pentru Filip, să îi mute picioarele și mâinile, le poate face cum vrea, e un roboțel cu elastic. Mi se pare interesant. Să se luăm un din asta, de care? Verde, roșu și capul poți să-l pui cum vrei. Dar nu pot eu să-l dau înapoi. Alsudia este un oraș înconjurat de ziduri din acestea medievale. Și în față vedeți zid medieval. Pa, sorry. Și acolo în spate și puteți să vedeți și scările acolo. E frumos, să știți. Drăguțel. Wow! Ia uitați-vă cum e aici. Ia să mai vedem, să mai mergem, pentru că eu am văzut că lumea se urcă acolo sus și merg pe acolo. Iar eu i-am luat lui Filip și eu și un roboțel și o praștie. Oana o să fie foarte fericită când o să vadă că i-am luat o praștie. Vai, dar ce groase sunt zidurile astea. Ia să ies pe aici ca să vedeți. Și așa este orașul, cum ar veni. Așa sunt străduțele în față. Și acum urcăm pe scări ca să ajungem și noi să mergem pe acolo pe sus. Și pe scările astea urcăm. Vă dați seama ce domniți au urcat scările astea? Sincer, nu cred. Mai ales aici, la ieșire, la zidurile astea, hopa, care împrejmuiau orașul. Stați că scările astea sunt cam neregulate și s-ar putea să mă duc bine de tot. Vă imaginați că pe zidurile astea apărau ei cetatea? Mi se pare wow. Și vedeau aici peste tot, peste ziduri. Și aici era orașul. Nu e un oraș mare, dar toate străzile sunt frumoase așa. Imaginați-vă, nu știu, că suntem în urmă cu 500 de ani, spre exemplu, sau 600 de ani. Și aici erau numai piețe și multă, multă zarvă așa pe străzi și acolo și aici. Cred că era interesant. Vai, dar e mare zidul ăsta al cetății. Din câte am înțeles, înconjoară orașul. Să știți că nu sunt foarte pregătită astăzi cu informațiile de pe Google, pentru că n-am avut internet deloc pe mașină. Imediat ce am plecat de la hotel, mi-a căzut tot, rețea, tot, nu mai aveam absolut nimic. Și și-a revenit singur după ce am și sunat la Telecom. Mi-au zis ce să fac, deși știam și făcusem înainte, dar nu s-a rezolvat și până la urmă s-a rezolvat de la sine. Și mi-a revenit netul acum 5 minute. Așa că vă zic așa din amintiri despre locul în care sunt acum. Ia uitați ce frumos se vede și de aici, cu toate acoperișurile astea. M-am documentat pe Google că doar mi-a venit netul. Construcția Alcudiei, de fapt că am înțeles că așa se pronunță, sper să nu greșesc și de data asta, construcția pereților s-a finalizat în 1300 și ceva, 1360, și în timpul Renașterii s-au construit alți pereți pe exteriorul celor construiți în 1300 și ceea ce vedem noi astăzi sunt, de fapt, cred, cei din timpul Renașterii. E foarte frumos. Inițial, să știți că nu ne-a plăcut foarte, foarte tare, dar nu descoperisem noi. Nu mergeam pe străzile care trebuie. Ia uite ce frumos e și aici. Ai, amor, te quiero dar mis días, también darte mis noches llenas. Darle a tu alma y llenarla.
pasión. Amor, te quiero dar. Și am ajuns în Polensa și acestea sunt Calvary Steps. Și sunt 365 de scări care te duc acolo în față, sus, la un fel de capelă. Eu aș vrea să le urcăm pe toate, dar prietenii mei sunt mult în spate pentru că e și foarte, foarte cald. Orașul acesta, Polensa, este cunoscut tocmai pentru asta, pentru scările astea. Și acum și de o parte și de cealaltă a scărilor sunt tot felul de buticuri. Da, uite capela! Se și vede acolo un punctișor micuț. Chiar nu sunt greu de urcat. Ce frumos e aici mai sus, că sunt copaci pe de-o parte și pe de-alta. Și uitați-vă la casele de aici. Superbe! Și așa se vede orașul în jos. Foarte frumos! N-am cuvinte și se vede și muntele. Și uite acolo sus și o cetate pe munte. Proape am ajuns! 365 de scări. Am învins. Sunt singură. Prietenii mei nu participă la această operațiune, dar se vede superb de aici de sus. Urc și eu puțin, mai am un pic și apoi cobor la ei. Gata, acum mă uit la toată lumea cum urcă. Ce se bucură lumea când ajunge aici. Și asta este biserica. Și acolo e o cafenea micuță și cam asta e tot. Am ajuns în portul din Polensa. Ne-am oprit să mâncăm la un restaurant și voiam să vă arăt așa priveliștea, pentru că ne-am oprit fix lângă apă. Acolo este marea și acolo sunt și umbreluțele. Asta este restaurantul, se numește Can Pescador. Bar și restaurant. Și acesta este meniul. Ne uităm repede pe el să vedem ce vrem să mâncăm. Prețurile sunt normale. Deja ne-am obișnuit cu prețurile astea. Dar oricum mai bine decât în Palma. Peste tot unde am fost în afara Palmei, prețurile sunt mai bune și la parcare și la băuturi și la mâncare, la tot. A venit și mâncarea noastră. Eu mi-am luat caracatiță la grătar. Iubi și-a luat cartofi prăjiți cu tot felul de fructe de mare prăjite. Andreea și-a luat calamar cu legume. Aici sunt bruschete cu ceva, roșii. Și Cătă și-a luat tot ce și-a luat și Iubi. Să mâncăm, că ne-e foame! Poftă bună! Chiar un culo. Caprix! Caprix! Oh, uite! Vino să mai iei strugureu! Am mâncat, stai să dăm. Da. Ia! Mănâncă strugurei, bebe! Haide! Am venit la plajă, în Cap de Formentor, de fapt în plaja de Formentor, și aici sunt, ați văzut, ieduți peste tot. Și am parcat mașina acum într-o parcare, mai înspre plajă, este mai scumpă, e 25 de euro pe zi, aici e 18 euro pe zi sau 0,055 pe minut. Imediat o să vă arăt aici ce scrie la intrare. Am mâncat foarte bine în port. Unde am fost. Foarte, foarte bun și mult, chiar bun. Mergem la plajă, ne-am luat și niște palete și vrem să ne jucăm un pic. Am zis că vă arăt aici parcarea. Asta este. Pe minut, 0,055 euro. Și pe zi, 18 euro. Și cu cât te duci mai înspre plajă,
mai unde este zona fierbinte, ca să spun așa, unde e multă lume, cu atât e mai scumpă. Și avem aici și regulile pentru plajă. 6 metri de la buza apei trebuie să fie free of towels, fără prosoape. Ai, dă-ți frig, e, iubi. Bun, vă e frig? Așa arată plaja aici. E foarte frumos. E mai caldă ca ieri, așa mi se pare. Mașinuța singură în parcare. Gata, am plecat de aici de la plajă. Plaja absolut minunată. Am plătit și parcarea. Am plătit 6,50 euro pe 2 ore de parcare. Am stat doar 2 ore la plajă, pentru că deja fiind printre munți, de fapt la valea unui munte, soarele n-a apus per se, ci a intrat, s-a dus pe după munți. Și acum mergem la Escolomer ca să vedem apusul. Și de acolo cred că ușor, ușor către casă, sau vedem dacă ne mai oprim pe undeva. Nu ne merge Waze-ul? Dar plaja asta, să știți că e foarte, foarte faină, superbă. Și puțină lume, bine, am venit și noi târziu, ce-i drept, am venit pe la 5:20. Gata, hai că, hai. Gata? Gata. Poate pentru că nu... n-aveam internet? Acolo. Acolo vrem să mergem și noi. Viene de allá abajo, del otro lado del charco. Cancha de tierra, sudor, esfuerzo y trabajo. Madre de humildes, de poco descanso. Ce frumos e! Mie îmi place foarte mult ideea asta de piatră care se ridică din mare, de munte, direct din mare. Mi se pare ceva grandios, nu știu. Super. Și ce curată e apa acolo jos și cum se vede de frumos. Eu m-am gândit că se termină aici, deja am urcat unde vedeam, dar nu se termină aici. Continuă și acolo. Vedeți că sunt oameni și acolo. Și așa se vede de aici. Superb. Gata. Am văzut ce era de văzut din toate părțile. Me gusta Spalma, me gustas tu. Ce drăguț, am găsit aici scris. Acum chiar am venit până la capăt, pentru că am terminat toate scările și uite, și-a pus lumea lăcățele aici, ce drăguț. Astea sunt puse de mult, au ruginit. Și așa se vede de aici. În jos. Și urcăm și mai sus. Am lăsat mirador de Escolomer acolo în spate. Și acum urcăm. Sin patrón ni bandera.
plecat aici, la Talaia d'Albercuțc. Cuțc. Cum e bine? Cuțc. Ce priveliște avem de aici. Superb, minunat, mirobolant. Și uitați-vă ce apă albastră acolo. Oricum, mai avem de urcat. Eu pierd telefonul pe aici. L-am pus aici în plovăr. Mai avem de urcat până ajungem la obiectivul nostru turistic, pe care eu nu știu să-l pronunț. Dar e foarte frumos aici să urci. Ia uitați-vă. Cu marea în stânga, muntele în dreapta. Marea în dreapta și muntele în stânga. În fine. Superb. Ah, da, se vede unde am stat noi la plajă. Ia să vă arăt. Acolo jos. Unde am stat mai devreme la plajă, vedeți? Acolo. Pentru că era chestia aia din beton. Asta de aici. Ieșită în apă. Nu știu cum mine, parcă mă lasă vocabularul astăzi. Când văd minunății de locuri așa, nici nu știu ce să mai zic în cuvinte, pentru că oricum nu pot să cuprind în cuvinte cât este de frumos. Nu cred că vedeți, dar uitați-vă cum se cațără lumea în turn. Se cațără pe ceva exterior. Să vă arăt încă bară, băieții și fetele de acolo. Wow! Mi-e frică. Doamne, cât este de frumos apusul aici. Stăm să-l vedem. Sper să stăm să-l vedem pe tot. Dar bate vântul. Și aici, uite, încă iese lumea. Ia uitați cum coboară de acolo. Wow, superb. Și lumina asta de apus. Superb. Aș face asta în fiecare zi, dacă aș putea. Să văd apus așa de pe undeva, de pe sus. Ce frumos se vede. Și acolo am fost noi. Acolo. Cred. Mai devreme. La El Colomer. Și așa se vede și în spate. Și gata, a pus soarele, s-a și întețit vântul și a început și lumea să plece de aici. S-au strâns nori, altfel îl mai vedeam așa cum se lăsa în mare, dar s-a ascuns după nori acum. N-a avut noroc de un apus super, super senin deloc de când am venit aici. Ne ducem și noi la mașină și ușor, ușor mergem către casă. Pa, loc frumos, că nu ne mai vedem sigur vacanța asta. Pa, loc frumos! Coborâm către casă.